Vin astăzi și în fața dumneavoastră plin de emoție, dar și cu încrederea faptului că tânăra generație mai poate avea un viitor, mai poate avea un viitor mai bun. Iar acest lucru este întărit chiar și astăzi, aici, la arenele romane, prin prezența noastră, a miilor de patrioți, în jurul singurei mișcări de opoziție din România și a celui mai reprezentativ lider politic de la nivel național, George Simion. Mereu